A venit de-alminte lume peste lume astăzi la Cotoc să vadă voinici, veniți și ei de asemenea de pretutindenea. Iese lume și la Chișinău, iese lume și la Cărpineni și de aici din Cotoc și din alte raioane învecinate. Și berbecele și butea de vin își așteaptă câștigătorul. Mai ușor e să-l pui cu burta jos decât cu umerii la pământ. De 3 zile încoace umblă zboana prin Republică, că tot aici, în primăvara asta, la Cotos, își au întâlnit și voinicii, cei tari de vână și cei tari de vârtute, numai să știi seama trândii, copii ciobănească, copii voinicească, copii cu piedică, ori cu alt vicleșug, copii trântă dreaptă, trântă rămâne, nu e nici judou japonezilor, nici cea doba georgienilor și nici curașul uzbecilor. Și apoi să știe că și gruia lui Novac și Păt Frumos din poveste nu biruiau întotdeauna cu voinicia, mai biruiau și cu isteția. Încă o noutate plăcută îi așteaptă pe voinici astăzi. Începând din anul acesta, trânta noastră moldovenească e admisă și ea printre probele oficiale, alături de lupta liberă, lupta clasică și sambo. Se va acorda titlul de maestru în sport celor mai buni dintre voinici pentru această nouă probă, nouă din punct de vedere oficial și atât de veche. Dacă nu știți regula, o să vă spun eu. După obicei, cel care biruie de 2 ori la rând își câștigă dreptul la odihnă și se întâlnește cu altul care a biruit și el de 2 ori la rând. Și tot așa până în finală. Cât timp să trântesc frații aș doi, vârtații aș doi, trebuie să vă mai povestesc că răsplata învingătorului o să fie butea aceea de vin și berbecile acelea viu pe care îl vedeți dumneavoastră cu toții. L-a provocat la trântă pe maestru în sport, Vasile Luca, învingătorul discuției precedente, un bărbat de aici, îndrăznesc din Cotos, care n-are deocamdată nicio categorie. Doar să Luca, doar trei cuvinte. Ce vârstă ai, Matală?
Eu am o vârstă de 30 de ani. Sportul. Mă ocup cu lupta, cu lupta samba din anul 1959. E în curând azi. Am căzut aici la luptă, desigur, când e pregătit, așa, prin altele și am hotărât să mă lupt ca să mă gătesc din pietatea, din pietatea republicană, da? Țes Moldova. Și după obiceiul din bătrân, mai în seară, o să tragem berbecele în prigare. Și care o avea noroc din noi ăștia, care o vrea să-l mai cinstească și biruitorul, o să gustăm din berbece, să-l vedem cât e de fraged. Măi, prichindeilor, dar voi nu vreți să vă trântiți aici? Hm? Dar știi careva să trântească? Păi ia mai încercați careva din voi. Ia să vă vedem. Uite, tu știi, da? Ia vino în coadă, ia vino în coadă. Îți dăm sub râu, îți dăm de toate. Păi dar ce ai spus că știi? Matariu, ia vino în coadă. Uite, ești controlist. Cum te cheamă pe tine? Victor. Haide, Victor, vino în coadă. Care mai vrea să lupte cu Victor? Că altfel îl declarăm biruitor pe el. Dacă n-are cu cine lupta. Ei, ia să mă vedem. Victor Tătaru și cu Nicolae Robu. Amândoi de aici din Cotos, școlăriei amândoi, unul în clasa 8-a, cel mai mititel în clasa 8-a și cel mai voinicel din clasa 6-a. Or să arăte că sunt și ei buni de ceva. Hai să vedem care e mai tare, Victor sau Nicolae. Victor e în clasa 8-a și mai mare de an, Nicolae în clasa 6-a și mai mititel de an, dai? Așa, Victorie! Nu l-a putut birui, dar cât pe ce a fost? Zi înainte! Amândoi sunt cu harțag. Să vedem și care-i mai cu vână. Așa, pune o pierică! Publicul nu prea e de acord cu arbitru. Arbitru? Și totuși, până la urmă, a câștigat în această dispută publicul și nu arbitru. Lupta continuă. Și publicul aici, la Cotovski, știe să arbitreze. Iarăși s-a mână finalele, dragi spectatori, pentru că s-a găsit un amator din public. Lăcătuș, da? Să-l vedem pe tovarășul Serghei Palamarciuc. Lăcătuș din Cotos. Ai, mă, dar vreo categorie sportivă, ceva? Vreo categorie sportivă. N-are nicio categorie sportivă. După ce a luptat vreme de 40 de minute, tovarășul lui Luca nu i-au trebuit decât 40 de secunde pentru a câștiga lupta următoare.